Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria și cinstea. Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Iubiți credincioși, suntem prezenți în casa Domnului pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghii în această ultimă solemnitate din anul bisericesc, închinată lui Hristos, Hristos, Regele Universului. Prezenți la această Sfântă Liturghie, ne atașăm de El cu toată iubirea și milostivirea Sa și ne reafirmăm supunerea noastră, supunerea inimilor noastre și a ființei noastre întregi. De asemenea, acum, la începutul Sfintei Liturghii, regretând toate acele momente în care l-am ignorat, îi cerem cu încredere iertare, pentru ca să luăm parte cu vrednicie la jertfa pe care o aduce pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria, gloria, pentru cei de sus.
Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiule Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai voit să refaci totul în Fiul Tău prea iubit, Regele Universului, dă-ne, Te rugăm, harul ca toată făptura eliberată din robie să slujească maestății Tale și să Te laude într-un glas fără încetare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Daniel. Priveam în timpul viziunii mele de noapte și iată cineva ca un fiu al omului venea pe norii cerului. S-a apropiat de bătrân și a fost adus înaintea lui. Lui s-au dat stăpânirea, gloria și domnia și toate popoarele, neamurile și limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece, și domnia lui nu va fi distrusă. Cuvântul Domnului. Domnul stăpânește, îmbrăcat în maiestate. S-a încins cu putere, a pus pământul pe temelii solide, ca să nu se clătine. Așezat tronul său de domnie, Tu ești din veșnicie. Domnul stăpânește, îmbrăcat în maiestate. Mărturiile Tale sunt cu atotul adevărate, Sfințenia împodobește casa Ta, Doamne, în vecii vecilor. Domnul,
doua lectură este luată din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Iisus Hristos este martorul cel credincios, primul născut dintre cei morți și principele regilor pământului. Celui care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său, Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că vine pe nori și pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Își vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, spune Domnul Dumnezeu, Cel care este, care era și care vine, Atotputernicul. Cuvântul Domnului. Cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine a Părintelui nostru David. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Pilat i-a zis lui Iisus, Tu ești regele iudeilor? Iisus a răspuns, De la tine însuți spui aceasta sau ți-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, Oare sunt eu iudeu? Neamul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat i-a zis, Așadar, ești rege. Iisus i-a răspuns, Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Cuvântul Domnului. Să fie Iisus Hristos. Iubiți frați, așa cum precizam la începutul Sfintei Liturghii, suntem în ziua în care celebrăm solemnitatea lui Hristos, Regele Universului. Așadar, suntem la finalul anului liturgic, pentru că știm, anul liturgic începe cu perioada Adventului și se încheie în mod solemn cu această solemnitate închinată lui Hristos, Regele Universului. Astfel încât solemnitatea de astăzi, asemenea unei broșe de aur,
strânge împreună întreaga mantie a sărbătorilor și solemnităților închinate lui Hristos din întreg calendarul bisericesc. Este o sărbătoare, o solemnitate mai recent introdusă în calendarul nostru catolic. Totuși, deși este o sărbătoare de dată recentă, această solemnitate își are adânc înfipte rădăcinile în Sfânta Scriptură, atât a Vechiului cât și a Noului Testament. Își are rădăcinile în chiar cuvintele pe care le-am auzit rostite de Iisus în fața lui Pilat: Tu spui că eu sunt rege, eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Apoi să ne amintim, chiar de la nașterea sa, Hristos este vestit ca rege. Domnul îi va da lui tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob și împărăția lui nu va avea sfârșit. Sunt cuvintele pe care îngerul le adresează Mariei la buna vestire. De asemenea, să nu uităm că Iisus își începe activitatea sa publică la vârsta de 30 de ani, proclamând sosirea împărăției. Și deseori în Evanghelii l-am auzit spunând: convertiți-vă, căci s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Așadar, nu este un titlu la întâmplare acordat de către Biserica lui Hristos. Hristos este într-adevăr rege. Este regele întregului univers, pentru că Dumnezeu fiind este creatorul la tot ceea ce există, văzut sau nevăzut, și este unicul rege legitim al oamenilor, deoarece a plătit prețul scump al răscumpărării, și anume însuși sângele său sfânt vărsat pe lemnul crucii. A existat odinioară în istoria bisericii un ordin călugăresc ce avea drept scop să cerșească bani pentru a răscumpăra pe cei care fuseseră făcuți sclavi. Cei care erau astfel răscumpărați de către cei din ordinul acesta, eliberați de sclavie, păstrau pentru toată viața o recunoștință profundă față de salvatorii lor, cărora le rămâneau supuși toată viața, așa cum sunt supuși regelui oamenii dintr-un regat. Și era o supunere nu impusă cu forța, dar o supunere determinată de dragostea și recunoștința lor față de salvatori. La fel, iubiți frați, Hristos a devenit regele nostru pentru că a plătit pentru noi prețul greu al crucii, pentru a ne smulge și elibera din cea mai cruntă sclavie, cea a păcatului. Și este bine să conștientizăm acest preț pe care nimeni, niciodată, nici cel mai puternic om de pe pământ nu ar fi fost în stare să-l plătească. Nimeni nu ar fi fost în stare să urce pe lemnul crucii și să îndure suferințele pe care le-a îndurat Iisus Hristos din iubire față de noi pentru mântuirea noastră. Nimeni, nici în cer, nici pe pământ. Tronul pe care domnește Hristos regele, evident, este un tron cu totul special. Și acest tron
este tocmai lemnul sfânt al crucii. De aceea înțelegem că El nu este un rege despot, tiran, un rege de care trebuie să ne temem, un rege în prezența căruia trebuie să tremurăm de frică, dar Hristos, regele, este un rege păstor, un rege care își eliberează turma, un rege care are grijă de oițele sale și le eliberează de orice teamă, le îngrijește, le apără de orice pericol și le apără de potrivnicul, de tot cel care vrea să le împrăștie și să le sfâșie. L-am auzit pe Hristos spunându-i lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Hristos așadar nu este un rege asemănător regilor acestui pământ. Desigur, noi când eventual ne vine în minte sau auzim cuvântul rege, poate imediat gândul, imaginația ne aduce în față imaginea eventual regelui Mihai, ultimul rege al nostru. Ei bine, nici această imagine, și această imagine este departe de imaginea lui Hristos, regele. Domnia sa nu este o domnie tiranică. Singura lege a domniei sale, singurul său, dacă putem spune, program politic, este instaurarea legii supreme a iubirii. Și singura tactică de apărare, singura forță implicată în luptă, este iubirea. Apoi, trebuie să avem prezent și următorul lucru. În conflict cu împărăția lui Hristos, este împărăția celui rău, care încearcă pe toate căile să pună stăpânire pe suflete și să le smulgă iubirii și domniei bunului păstor. Să nu uităm și să nu ignorăm acest adevăr. Se pare că astăzi, din păcate, da, suntem tot mai supuși acestei realități, să ignorăm existența dușmanului, vrăjmașului. Și atunci când nu știi că ai un dușman, dușmanul acționează în toată libertatea. Așadar, sunt două tabere, două împărății care se confruntă neîncetat în viața aceasta. Și la această confruntare suntem și noi părtași, de o parte sau de alta. Depinde pe cine am ales și cui vrem să-i slujim, lui Hristos Dumnezeu sau, Doamne ferește, Duhului cel rău. Și este de asemenea important să nu uităm că în această confruntare nici când nu există armistițiu, nici când nu există timp de pace. Din contra, această luptă este o luptă continuă, o luptă care durează pe întreg parcursul vieții noastre pământești. Diavolul, stăpânitorul și conducătorul împărăției rivale, la fel ca la începutul lumii, caută să ne atragă mereu la revoltă, la împotrivire față de Dumnezeu și încearcă necontenit să ne smulgă de sub stăpânirea blândă și iubitoare a lui Iisus Hristos. Și aceste încercări ale sale de a smulge omenirea de sub domnia lui Hristos și de a-și impune nestingherit împărăția sa, astăzi, în timpurile pe care le trăim, par să fie mai fățișe ca oricând. În Statele Unite ale Americii, o sectă care se închină satanei deja numără milioane de adoratori. Și ceea ce este mai îngrijorător este faptul că a pătruns și în țara noastră și nestingherit ia amploare.
Este înfiorător ceea ce presupune cultul pe care îl dezvoltă această sectă. Ce profanări, ce injurii și blasfemii aduc în cultul lor lui Dumnezeu și lucrurilor sfinte. Sărbătoarea de astăzi, iubiți frați, vrea să ne ajute să devenim tot mai conștienți de prezența acestor două împărății în lume și de lupta crâncenă care se dă între aceste două tabere. Și fiecare dintre noi se situează, vrând nevrând, într-una sau alta din aceste tabere. Astfel încât Biserica, an de an, prin sărbătoarea aceasta a lui Hristos, Regele Universului, vrea să ne ajute de fiecare dată să ne precizăm poziția. De partea cui suntem? De partea cui vrem să fim? De partea lui Hristos și împărăția sa? Sau de partea dușmanului lui Hristos? Deja prin botez fiecare l-am recunoscut pe Hristos și l-am ales drept rege al nostru. Din nefericire, a permite ca păcatul să se cuibărească în sufletul nostru, înseamnă a-i permite dușmanului lui Hristos să pună stăpânire pe noi. Și noi, implicit, ne situăm de partea taberei adverse. Citim în istorie că împăratul roman Caligula și-a așezat la un moment dat propria statuie în templul din Ierusalim pentru ca evreii să o adore ca pe un Dumnezeu. Poporul s-a împotrivit și a strigat cu putere: unul singur este Dumnezeul nostru, unul singur este regele nostru, Dumnezeu. Apoi au dat cu toții năvală în templu, au răsturnat acea statuie idolatră și au făcut-o bucăți. Iubiți frați, astăzi și mereu, dacă, din păcate, diavolul și-a ridicat statuie în templul inimii noastre, neîntârziat să-i sfărâmăm statuia, strigând și noi, asemenea poporului ales: unul singur este regele nostru, Hristos Domnul. Astfel avem astăzi ocazia să ne reînnoim alegerea noastră, să reafirmăm supunerea noastră față de El, oferindu-i un moment de adorație. După Sfânta Liturghie vom avea această posibilitate și fiecare, în funcție de disponibilitatea sa, va putea, până la liturghia de la ora 4, să-i acorde câteva clipe din viață lui Hristos Regele, prezent în Sfânta Taină a altarului. Am văzut recent un filmuleț care vorbea despre un documentar, un experiment pe care l-au făcut niște oameni de știință, apropo de stima de sine a omului. Au luat diferite persoane de naționalități diferite și le-au cerut ca în fața unei oglinzi, privindu-se, să-i spună celui din oglindă, practic să-și spună sieși, un motiv pentru care merită să trăiască. Un aspect pozitiv din viața sa care ar putea să fie apreciat de altcineva. Unii au rămas surprinși de această provocare și chiar și-au exprimat oarecum neîncrederea vis-a-vis de propria lor persoană. Nu au găsit niciun motiv pentru care să merite să trăiască eventual sau să fie apreciat. Și numai că le-a fost surpriza tuturor acestora când, fiindu-le adus în față un text care părea că este propus de dezvoltatorii acelui proiect, au descoperit, iată, o motivație pentru care merită să trăiască sau merită să fie apreciat.
De fapt, în spatele acelei oglinzi, care era o sticlă transparentă, se afla o cameră care îi filma pe fiecare și tot în camera respectivă se afla fiul, fiica, prietenul, prietena celui în cauză, care tocmai a scris pe acea hârtie un motiv de apreciere față de tatăl, soția, prietenul și așa mai departe. Și mă gândeam că este potrivit acest exemplu, acest experiment pentru noi astăzi, pentru că suntem provocați pentru câteva momente sau minute sau chiar ore în sărbătoarea lui Hristos Regele, să ne punem înaintea Domnului în genunchi, prezent în Sfânta Taină și dincolo de sticla aceea, de la mostranță, să știm că este El care ne privește cu iubire și pentru care, oricât de mult am fi păcătuit, oricât de răi am fi, El nu schimbă iubirea niciodată. Ne iubește pe toți cu aceeași iubire veșnică și neschimbătoare pe care a dovedit-o tuturora murind, dându-și viața pe lemnul crucii. De noi depinde cât de mult recunoaștem această jertfă a sa și cât de mult suntem dispuși să stăm cu el și să-i mulțumim. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Iubiți credincioși, vă reamintesc că astăzi colecta este pentru susținerea vocațiilor din seminariile noastre diecezane, astfel încât pe Sfântul Altar vom depune și ofertele noastre împreună cu rugăciunea pe care o adresăm acum Mântuitorului. Fraților preiubiți, uniți în rugăciune să-L preamărim și să-L invocăm pe Hristos, Regele Universului, Cel care este mai presus de toate și în care există toate câte sunt. Iisuse, care ești capul poporului tău, fă ca biserica să fie în lume chipul împărăției tale, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Rege veșnic, care ai venit ca să dai mărturie despre adevăr, fă ca fiecare om să recunoască stăpânirea ta. Iisuse, răscumpărătorul nostru, rânduit de Tatăl ca Rege al Cerului și al Pământului, dă-ne harul să colaborăm la biruința împărăției tale. Iisuse, Principele Păcii, fă ca eforturile Bisericii pentru instaurarea păcii în lume
să afle un ecou prompt și efectiv în toți oamenii de bună voință. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, bunule păstor, care ți-ai dat viața pentru turma ta, rămâi mereu cu noi și nu ne va lipsi nimic. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, care ai plecat să ne pregătești un loc în ceruri, primește-i pe răposații noștri în lăcașul slavei tale. Doamne, Părinte Ceresc, noi te recunoaștem cu bucurie drept stăpâna toate. Fă-ne, te rugăm, instrumente ale păcii tale. Unde este ură, să purtăm iubirea. Unde este dezbinare, să aducem unitatea. Unde este deznădejde, să purtăm speranța, pentru ca asupra tuturor oamenilor, fiii tăi, să strălucească lumina Fiului tău dumnezeiesc, căruia i-ai dat împărăția fără de sfârșit. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Aducându-ți, Doamne, jertfa de împăcare a neamului omenesc, te rugăm cu umilință ca însuși Fiul Tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate și pace, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Domnului Dumnezeului nostru.
adevărat, vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci Tu L-ai consacrat pe Fiul Tău unul născut, cu unt de lemnul bucuriei, ca preot veșnic și rege peste toate. Pentru ca El, dăruindu-se pe altarul crucii, drept victimă neprihănită de împăcare, să ducă la îndeplinire tainele răscumpărării noastre. Și luând în stăpânirea Sa toate făpturile, să-i ofere maestății Tale nemărginite o împărăție veșnică și universală. Împărăția adevărului și a vieții, împărăția sfințeniei și a harului, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând cu bucurie. Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Illis semper dulce sapere.
Să ne rugăm! După ce am primit hrana vieții nepieritoare, te rugăm, Doamne, ca noi care suntem mândri să ne supunem poruncilor lui Hristos, Regele Universului, să ne învrednicim a trăi fără de sfârșit alături de El în împărăția cerească, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, prea sfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei. Iubiți credincioși, vă mai rețin atenția puțin cu câteva anunțuri. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor coriștilor care au participat joi, 22 noiembrie, în sărbătoarea Sfintei Cecilia, la liturghia de la orele 18, și le mulțumim de asemenea pentru efortul pe care îl fac atunci când vin să susțină cântările la liturghia transmisă la Radio Iași. Astăzi, așadar, după Sfânta Liturghie, vă invităm să-i oferiți Mântuitorului recunoașterea drept Rege al Universului și al inimilor printr-un moment de adorație, fie acum, imediat după Sfânta Liturghie, fie începând cu orele 13 până la orele 14 împreună cu persoanele consacrate, fie de la orele 14 la orele 15 împreună cu seminariștii, sau de la orele 15 la orele 16 împreună cu tinerii. Sâmbăta viitoare, 1 decembrie, la liturghia de seară, ne vom ruga pentru toți eroii care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei, iar la sfârșitul liturghiei vom celebra un requiem pentru odihna sufletelor lor. Începând cu duminica viitoare, 2 decembrie, prima duminică din Advent, studenții din alte țări vor avea posibilitatea de a participa la o sfântă liturghie celebrată în limba engleză în fiecare duminică la orele 12:30 aici în catedrală de Părintele Lucian Păuleț. Vă rugăm din nou să faceți să circule acest anunț pentru ca să ajungă la toți cei interesați. De asemenea, vă anunțăm că așteptăm în continuare pe cei care doriți să vă înscrieți în ramura acțiunii catolice, ramura adulți a acțiunii catolice. Toți cei dintre dumneavoastră care considerați că vă puteți implica în mod activ și voluntar
în viața liturgică și caritativă a bisericii, sunteți așteptați la biroul parohial pentru înscrieri. Pentru moment au fost doar două persoane care au considerat că își pot pune în valoare timpul și capacitățile pentru acțiunea catolică. Vă încurajăm și pe alții să faceți lucrul acesta. Mulțumim pentru ofertele dumneavoastră din colecta de astăzi, care, așa cum spuneam, este pentru susținerea seminariilor noastre diecezane. Domnul să răsplătească jertfa, oferta dumneavoastră, rugăciunile și susținerea pe care o faceți în felul pe care doar Bunul Dumnezeu îl știe. Așadar, acum va urma expunerea Sfântului Sacrament cu o scurtă rugăciune de adorație și apoi vom primi binecuvântarea la sfârșitul acestei Sfinte Liturghii cu Sfântul Sacrament, urmând ca să rămână așadar expus pentru adorație tuturor celor care doresc să rămână în continuare și programului pe care l-am anunțat deja. Vă doresc să aveți o duminică binecuvântată în care să simțiți bucuria de a fi slujitori ai Regelui Regilor Hristos. Și închinare să fie în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă și închinare să fie în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă și închinare să fie în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iisuse, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, vrednic de închinarea îngerilor și a oamenilor, Tu care de bunăvoie ai îngăduit să fii legat, judecat, osândit și dus la moarte, ca să-i răscumperi și să-i mântuiești pe oameni. Tu, care din dragoste nespusă pentru frații tăi rătăciți, te-ai închis ca într-un mormânt în taina sfântă euharistică, spre a-i atrage și cuceri cu dragostea ta, privește, te rugăm, la inima ta înflăcărată, care s-a jertfit pentru noi, și la mila fără margini pe care ne-ai arătat-o și dăruiește-ne iertarea păcatelor. Spală-ne, Doamne, sufletul în sângele Tău preasfânt și încălzește-ne inima cu razele harurilor Tale din taina euharistică, pentru ca, dovedindu-ți dragostea noastră prin păzirea poruncilor Tale, să ne învrednicim a Te iubi de-a pururi în patria cerească și a preamării milostivirea Ta. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
laudă și închinare să fie în orice moment. Laudă și închinare să fie în orice moment. Laudă și închinare să fie în orice moment. În acest sacrament minunat, memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Ne retragem în tăcere, cei care doriți să rămâneți în continuare în adorație.